ați revenit în garajul Damianei și al lui Grigore. Ei bine, dragilor, astăzi vă propun să ne creăm noi tricouri. Și spun asta pentru că m-am uitat eu în dressing acolo și aveam destul de multe tricouri de care voiam să mă lipsesc. Dar totodată nici nu mai am bani să cumpăr altele. Avem nevoie de o simplă foarfecă, iar aici am o mini trusă de croitorie, o bijuterie de trusă. Grigore, nu pleca, o să-ți fac și ție o vestuță, ți-am promis. Uite, domne, că a rămas. Trebuie doar să aveți curaj. Nu vă sfiiți, tăiați tricourile. Știți cum? Așa, să nu vă mai pese de nimic. În mod normal, ar trebui să aveți un manechin pe care să puteți pune acest tricou pentru a-l definitiva. Eu nu am un manechin, în schimb am un manechin viu, colegul meu. Cred că e chiar măsura lui tricoul ăsta. Este foarte simplu. În primul rând, colegul trebuie să stea drept. Stai drept, tragi umerii ăștia. Luăm prima bucățică, o luăm pe a doua, o tragem peste și tot așa. Și dacă vrem să mergem mai departe de atât, mergem și luăm așa. Primul inel, îl răsucim, îl luăm pe al doilea, băgăm prin găurică. Bang! Și mergem așa până jos. O să fiu foarte sinceră cu voi și o să vă spun că acest tricou nu este al meu. Nu vă spun al cui este, dar nu este al meu. Dacă îl recunoaște cineva, vă rog să-mi scrieți pe Instagram, mă găsiți acolo, da? Damiana Păun. Până atunci, s-ar putea să nu-l mai recunoașteți. Mie mi-a plăcut tare mult tricoul ăsta. E pictat așa, zici că e făcut de Van Gogh. Chiar cred că e. Dar îmi place mai mult spatele. Așa că voi face de așa natură încât să-l pot purta cu spatele, pe față. Nici nu vă dați seama că de fapt asta era spatele și asta era fața. Hai că, bine, mă îmbrac cu ele ca să înțelegeți. Gata, hai că mă îmbrac acum. Gata, Grigore, vezi, uite, ai și tu vestuța ta. Am și eu tricoul meu, din ce am avut, i-am făcut și lui. Asta a fost totul pentru astăzi, ne revedem și data viitoare cu inspirații noi.